de jocuri de imunitate ale săptămânii au fost pierdute de războinici, cei care s-au trimis două fete la nominalizare, Lola și Alice. Cea din urma războinica, accidentată, a parasit, cu lacrimi în ochii, competiția Survivor România. Am invitat să apreciez viața, este mult mai frumoasă decât o consideram eu. Apreciez și că stau pe acest scaun. Punct, abia aștept să ajung la ai mei, să le povestesc. Nu am regrete, cred că totul se întâmpla cu un scop și atunci când trebuie să pleci, pleci, au fost ultimele cuvinte adresate de războinica într-un consiliu Survivor România. Tensiunile au atins cote de neimaginat în rândul concurenților, Emahuruia la fiind la un pas să lovească pe coechipierul său, Andrei Ciobanu, într-un conflict izbucnit spontan după joc. Profesorul de canto a spus că războinica este afectată de plecarea lui Cristian Ionita, insinuând o apropiere mai mare între cei doi, ceea ce a scos-o din mintea pe aceasta. Tu poți să-mi distrugi familia. Cu afirmațiile tale stupide, a strigat Ema, care a fost cu greu stăpânită de colegii ei. Conflictul pare să fie la ordinea zilei în Survivor România. Concurenții se ceartă în propria echipă sau cu adversarii, aruncându-se cuvinte grele și amenințări menite să îi destabilizeze psihic. Aseară a fost rândul să se ciocnească două pietre tari, Emia Lupei și Ancu Sterp. Jignirile, acuzațiile și tipetele celor doi au zguduit liniștea junglei dominicane. Lupta pentru marele premiu se poartă pe toate fronturile. Ai făcut misto de mine, a urlat faimoasa către războinic, a cărui replica nu a întârziat să apară. Nu puti, nu ești în stare, îi dau la psihic. Cei așteaptă pe concurentii, 4 meciuri de imunitate și 2 eliminări pe săptămână. Dan Cruceru a făcut anuntul bomba. Concurenții au rămas fără cuvinte când au aflat cu ce se vor confrunta în următoarea perioadă. Acesta a fost cel mai ușor consiliu, comparând cu ceea ce urmează. De săptămâna viitoare vom avea 4 meciuri pentru imunitate, 4 nominalizati, consilii după fiecare meci și 2 eliminati pe săptămână, câte unul la 2 zile. Știu că sunteți sleiti de puteri și că ați îndurat multe, dar căutați cumva să faceți fata si la marele greu ce urmează. Cineva parasi concursul si cum vor reuși concurenții să facă fata jocului psihologic, aflati urmărind o nouă ediție Survivor România, Sâmbătă, începând cu ora 20:00, la Canal D.